liceul care să ne asigure și confortul fizic și pregătirea profesională de care au nevoie. În contextul acesta, cred că inițiativa noastră de a relua târgul liceilor după o perioadă în care a fost suspendat, anul trecut și iată că și anul acesta, este una care vine în sprijinul părinților, în primul rând, al copiilor. Am organizat, începând de astăzi, și activitatea extrașcolară a diriginților de clasa 8-a, care pot veni împreună cu elevii pe care i-au în timpul sau în afara orelor de curs, pentru că este o acțiune organizată de inspectoratul școlar, pe care credem noi că am realizat-o cu eforturile susținute ale directorilor de licee și cu sprijinul domnului inspector jucătar, care s-a implicat direct și pe care ale cărui merite nu pot fi luate, și care vine, așa cum v-am spus, într-un sprijin real, cu o ofertă de formare, dar și cu activitățile extrașcolare, așa cum vedeți, cu toate premiile prezentate la fiecare unitate de învățământ, într-un mod cât se poate mai ingenios, astfel încât să atragă și atenția și noi elevii.